Este vorba despre un eveniment organizat de Asociația pentru Sprijinul Cardiologiei în Oltenia, împreună cu Asociația Sport, Cultură, Educație, Direcția de Sănătate Publică Dolj și Liceul de Arte Marin Sorescu. Și cum la vârsta a treia sănătatea ridică mari probleme, vizita medicală a fost binevenită. Înainte de a fi doctor, noi suntem oameni și suntem fiii și nepoții unor bătrâni, asemenea celor care sunt în acest cămin și vrem să apreciem foarte mult personalul de aici, pe domnul manager, pe colegii doctori care au grijă de acești părinți ai noștri și am vrea ca prin acțiunea pe care o facem, aceea de a le asigura un examen cardiologic periodic, să putem să-i ajutăm pe dânsii. Inițiativă lăudabilă. Oamenii nu-și aduc aminte ca de obicei numai de Crăciun și de Paști de bătrâni la cămin de bătrâni. Iată că și în timpul anului și-au adus aminte că aici există un grup destul de mare de oameni, sunt 300 de bătrâni în acest cămin, care au nevoie de cum am mai spus eu în alte interviuri, de pur și simplu de socializare în primul rând. Dar iată că și problemele lor medicale, pe care noi nu le putem regla aici, noi nu avem un medic cardiolog angajat, se vor putea regla cu ajutorul celor de la Asociația Cardiologii. Nu a fost Crăciunul și nici Paștele, a fost însă o zi în care bătrânii din cămin au primit cadouri care i-au bucurat foarte mult. Sperăm ca bătrânii să fie fericiți și să se simtă astăzi mult mai bine decât în, să zicem, momentele când sunt singuri și poate în unele momente triști. Cum a spus și domnul manager Ciurcă, noi am făcut-o și în perioada sărbătorilor și am considerat că e bine să o facem și în alte momente ale anului. Cineva are grijă și de bătrânii care am contribuit și noi când am fost ca dumneavoastră pentru societatea asta. Și cineva totuși se gândește ca la dumneavoastră. Și prin intermediul ăsta aș vrea să-i mulțumesc lui domnul director și la această întreprindere care are grijă și de oamenii care poate nu mai au alt sprijin decât aici. Bunicii și bunicuțele au fost invitați mai apoi la un spectacol artistic realizat de soliști de la Opera Română Craiova și elevi ai Liceului de Artă Marin Sorescu. Uite, fac nevasta, am dus viața de la pasta și cum ne am încercat. Ca o garofiță glastră, în floreacă supă noastră, dar tu urmă l-ai plecat. Căsuța noastră, cuib ușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde-i fie să, e dor de încercat.